Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este sâmbătă seară, suntem alături de Clarisa și Cristian. Bună seara, mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți alături de noi și mulțumesc pentru emisiunea de astă seară. Vom afla ce ni se va întâmpla, ce ni se pregătește pentru luna septembrie. Bună Bună seara, seara! mulțumim pentru invitație. Fără să vă contrazicem, evident, cum ne place nouă întotdeauna să spunem, o să aflăm energiile care predispun la anumite lucruri, la anumite elemente. O să facem o analiză ca de fiecare dată a lunii septembrie, chiar dacă știm, pare cam devreme, pentru că mai sunt câteva zile săptămâna viitoare din această lună, august, însă credem noi și am ajuns la concluzia că ar fi bine ca oamenii să fie informați dinainte, unul la mână, doi la mână. Știm de la cei care ne-au dat un feedback că aceste emisiuni sunt urmărite de 2-3 ori de către unii dintre cei care ne ascultă. Și atunci am zis să facem mai devreme această analiză, pentru a vedea, din punct de vedere numerologic și evident taro-numerologic, cum se prezintă energiile lunii septembrie. Spuneam în emisiunile trecute că din 3 iulie noi am intrat în această lume nouă despre care se tot discută și a cărei energie am simțit-o cu mult timp înainte. Ei, dacă în iulie și în august ne-am obișnuit cumva cu noua energie și oamenii au trecut prin tot felul de procese pe care le-am discutat, simptome la nivel fizic și așa mai departe, ei bine, în septembrie tendința va fi de cumva de introspecție, de anumite gânduri înainte de a porni la drum. Da? Deci, chiar suntem aici, ne-am obișnuit, am asimilat anumite informații și energii, acum e cazul să pornim la drum și vom porni, indiferent dacă vrem sau nu. Se vor ridica anumite semne de întrebare. Omul va fi tentat pe alocuri să izbucnească, da? Sau să găsească direcții dacă este aliniat cu el. Va fi vorba despre dărâmare de sisteme, de credințe sau de iluminare. Și este foarte important să reținem acest aspect. Luna se anunță a fi foarte dinamică. Vom vedea o societate tot mai instabilă, oameni iritabili sau iritați de anumite standarde impuse, ceea ce va duce la nemulțumiri în rândul maselor. Dezamăgirea față de procesele sociale în desfășurare, expunerea la tot felul de învățături sau idei false, îi vor forța pe mulți să înceapă cumva propria căutare, o căutare interioară a scopurilor, modele proprii de manifestare și chiar poate credințe proprii. Da? Omul deja cumva a ajuns la o suprasaturație de informații contradictorii, informații false, poate, și va căuta o cale proprie. Mai ales începând cu data de 6 septembrie, când energia vine, hai să spunem așa, cu o nouă înțelegere a realității. Până la această dată, însă, deci până pe 6 septembrie, primele zile ale lunii vin cu o anumită presiune psihică, cu apăsare, cu greutate, da? Și în urma lunii pline pe care o avem la sfârșitul lui august. Ei, undeva în jurul datei de 16, care este turnul, vom vorbi și despre turn în această emisiune, pentru că este vibrația totală a lunii, stările de spirit, hai să le spunem revoluționare, pot fi prezente în societate, iar un anumit adevăr se va releva brusc despre ceva important, și acesta poate provoca reacții în tot ce înseamnă media, da? Rețele de socializare, mass media și așa mai departe. Pe 23 septembrie, în preajma echinocțiului de toamnă, acest echinocțiu va aduce o anumită ordine, claritate.
așezare, să spunem, pentru cei care au reușit să depășească în această perioadă haosul mental, tendințele de nemulțumire, de revoltă. Ei, pentru aceștia, direcția de mers va deveni foarte precisă, limpede, iar ei vor înțelege că pot clădi o realitate nouă, proprie, chiar printre ruine. De ce spun printre ruine? Pentru că turnul vine cu o anumită prăbușire. Sunt două contraste foarte mari acolo. O să vedem pe parcurs, ori cădere, ori iluminare. Deci luna aceasta vine cu o posibilitate fantastică de ascensiune, dar pentru cei care sunt pregătiți pentru acest lucru, pentru cei care au depășit în toată această perioadă toate tendințele acelea de, și vibrațiile grosiere care tind să te tragă înapoi. Pentru că dacă în august, care este sub cifra 8, este cifra materialului dusă la extrem, este cifra materiei, este cifra banilor și a puterii, unde? În lumea materială, pentru că în lumea spirituală nu avem nevoie de putere, 9 este o cifră asociată tranzițiilor, asociată sfârșiturilor. 9 vorbește despre parcurgerea unor ultime etape înainte de a face efectiv marea trecere spre un alt ciclu existențial. Și septembrie poate fi considerată, din punctul meu de vedere, ultima lună aflată sub energia anului 2023. Începând cu octombrie, energia anului 2024 începe să-și facă simțită prezența încetul cu încetul, iar cea a lui 2023 să-și piardă din putere treptat, treptat. Noi nu trecem decât calendaristic dintr-un an în altul. Este ca și cum, am mai explicat asta, te apropii către de un felinar. Până când ajungi exact sub felinar, tu treci prin acel cont de lumină ușor, ușor, ușor. Așa vom intra noi din octombrie. Deci septembrie este ultima lună a lui 2023 pur. Și vedem mai târziu că, nu întâmplător, acest septembrie este sub incidența lui 7 la nivel global de an 7, ceea ce poate fi extraordinar de bine sau nu foarte bine pentru unii. Fiind o lună transformatoare în septembrie, nu doar din punct de vedere numerologic, natura începe să se transforme, oamenii încep să se schimbe, viața se schimbă față de ritmul avut în timpul verii. Toată lumea știe, în agricultură, această lună este și era considerată cea mai importantă perioadă, pentru că acum se începe culegerea roadelor pământului. În viața noastră de zi cu zi ar trebui să cunoaștem această metaforă foarte bine și să o asimilăm, pentru că în septembrie vom culege ceea ce am semănat timp de 8 luni de zile. Dacă august, spre exemplu, a venit cu daruri pentru cei care au trimis bunuri, da? Am primit ceva, am dat ceva înapoi, această lună karmică, care încă nu s-a încheiat, indiferent de bunuri, le vom primi, le-am primit înapoi. Septembrie vine cu daruri pentru cei care au semănat, pentru cei care au muncit, pentru cei care au trudit și în special cei care au semănat bunătate, înțelegere, compasiune. Ceilalți, da, vor primi exact ceea ce au semănat în inimile celor din jur. Toată judecata, toată invidia, furia, mă rog, și alte elemente negative sau grele se vor întoarce spre ei. Despre septembrie spune că este singura lună a anului în care energiile a ceea ce ar fi trebuit să învățăm pe tot parcursul anului sunt intensificate și scoase la suprafață, așa dintr-o dată. Nouă, pe lângă multe elemente pe care le-am prezentat în alte emisiuni, nu o să fac acum disecția lui nouă, dar este considerată ca cifră, ca având unele valențe misterioase sau magice. De ce? E pragul dintre lumi. Ai ajuns acolo, e ca și cum privești în lumea de dincolo. Așa că, exact cum spunea Clarisa, ne putem aștepta foarte, foarte bine ca unele secrete publice, adică, mă rog, acum sunt secrete, să fie făcute publice, dezvăluite în mod surprinzător și cortina să cadă în fața publicului, așa, relevând un adevăr așa cum este el, luându-i prin surprindere sau nu pe ceilalți.
Din punct de vedere numerologic, pentru că este sub semnul lui 9, septembrie este sub energia lunii Marte. Da? 9 și Marte sunt compatibile în numerologie, adică este o planetă de foc, o planetă de căldură, care creează un flux puternic de energie ce nu este ușor de controlat de către oameni. Această energie poate veni, bineînțeles, cu neliniște sufletească, cu dorință de acțiune, dorință de schimbare a noastră, a elementelor înconjurătoare, la nivel mare. Vrem să schimbăm ceva, însă întrebarea va fi ce? Că nu prea trebuie să schimb ceva, trebuie să fac ceva. Ce? 9 este un număr foarte volativ. Poate fi foarte agresiv. Este un simbol, să zicem așa, al unei materii indestructibile. Gândiți-vă că suma cifrelor oricărui multiplu de 9 dă numărul 9, da? 9 ori 4, 36. 3 plus 6, 9. Luați toată tabla mulțirii și este la fel, da? Mergând pe același principiu, tot ceea ce am trimis până acum se va întoarce către noi. Tot ceea ce trimitem în univers în septembrie se întoarce negreșit către noi mult mai repede și cu o intensitate mult mai mare. Așadar, 9 sau evident sau și implicit septembrie ne cere nouă tuturor o excelență intelectuală, o excelență spirituală, pentru că se presupune că am ajuns la nivelul superior al lucrului cu sine. Și acum avem acest examen final al anului, un fel de bacalaureat. În această perioadă este foarte posibil ca unii oameni să simtă nevoia de ordine, atât în jurul lor, cât și în spațiu personal sau mai larg, cât și în organizarea timpului, nevoie de siguranță și stabilitate, prudență în ceea ce fac, simți practic, vor avea tendința de cumpătare, unii chiar până la zgârcenie, pentru că au nevoie să țină, vor simți nevoia să țină de anumite lucruri, pot simți nevoia de apreciere și confirmare din partea celor din jur. Această nevoie va fi mai pregnantă la cei cu o stimă de sine mai scăzută și unii oameni pot fi foarte sensibili la criticile celor din jur. La fel cum spunea și Clarisa, în această lună avem echinocțiu de toamnă. Ce este echinocțiu? Momentul, știe toată lumea, momentul când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe pământ, pentru că soarele în mișcarea sa aparentă pe cer, dar se află exact pe ecuatorul ceresc. Dar spre deosebire de anul nou, în care la miezul nopții, pe toate fusurile orare, echinocțiul de toamnă, anul nou trecem dintr-o parte în alta la ora 12, da? Echinocțiul de toamnă are loc în același moment universal, doar că la ore locale diferite. În România, echinocțiul va avea loc pe 23 septembrie la ora 9:49. În această perioadă sau în această zi, potrivit tradiției populare, cum va fi timpul, cum va fi vremea în această zi, așa va fi și anul următor. Dacă plouă de dimineață, primăvara va fi ploioasă. Dacă este soare la amiază, înseamnă un an bun. Dacă plouă toată ziua, va fi un an ploios. Sau dacă e soare, va fi un an secetos. Iar dacă e o vreme posomorâtă, înseamnă că anul viitor va fi o toamnă rea, iar tunetele anunță o toamnă lungă. Cred că cuvântul de bază spre sfârșitul acestei luni este schimbare. Schimbarea noastră interioară, schimbarea exterioară pe care o vom observa pe toate palierele de interacțiune. Un singur lucru aș mai vrea să spun pentru cei născuți în septembrie. Pentru cei născuți în septembrie se poate spune că nu doar această lună, sau în general este luna oamenilor care și-au pierdut talentul de neam, talentul lor, al neamului lor. Persoanele care au venit pe lume în această lună au un talent aparte, dar care trebuie descoperit. Toți cei care sunt născuți în septembrie au nevoie, atenție că e foarte important, au nevoie să-și iubească neamul din care au venit, să îl înțeleagă, să caute în activitatea strămoșilor
darul neamului lor și abia atunci pot avea succes în ceea ce fac. Au nevoie să-și folosească puterea de înțelegere extraordinar de profundă, înțelegând nevoile părinților, nevoile fraților, nevoile bunicilor și așa mai departe. Pentru că nu întâmplător sunt născuți în septembrie, oamenii aceștia au un corp astral foarte puternic, însă corpul acesta astral li s-a dat ca un dar. Depinde doar de ei dacă îl folosesc în scop benefic sau în scop distructiv. Știți cum e? În momentul în care ți s-a oferit ceva, mai devreme sau mai târziu, vei fi tras la răspundere cu acea energie sau despre acea energie care ți-a fost oferită. Deci este nevoie ca oamenii care s-au născut în septembrie să lucreze temeinic, la fel cum a spus Clarisa și luna trecută despre cei născuți în august, să lucreze temeinic cu neamul pentru a descoperi pentru ce? Pentru a avea ei succes și pentru a putea deschide ușile neamului din care fac parte. Da, egregorului și a ajunge la, practic, la acea comoară ascunsă care se află în neamul lor ca și talent. Hai să vedem un pic din punct de vedere al tarotului ce înseamnă nouă. Ei, până să ajungem acolo, tu dădeai niște exemple despre magia numărului cifrei 9, însă în foarte multe culturi 9 are o semnificație magică, reprezentând practic o nouă viață, eternitatea sufletului. De asta spuneam să fim foarte atenți luna asta, că acest 9 ca simbolistică a ceea ce am spus mai devreme, eternitatea sufletului și cu 16-le din tarot care duce către iluminare în partea de plus, da? Poate crea niște oportunități uriașe. Deci nu mai este vorba despre ceea ce se tot discuta până acum, de trecerea dintr-o dimensiune în alta, din 5D, 4D în 5D. Nici nu ne imaginăm unde putem ajunge ca suflete, ca ființe. 5D este un pas firesc, însă dacă noi profităm de această configurație extraordinară, putem ajunge chiar mai departe de atât. În limba română, cred că fonetic, 9 are unul dintre cele mai clare înțelesuri. Da? Nou, nouă, anul nouă al ciclului personal de 9 ani din numerologie înseamnă anul în care trebuie să faci schimbarea, renunțarea la vechi tipare pentru a pregăti o iară nouă etapă. Da? Hai să ne gândim la clasa a noua de la liceu, care este de fapt prima clasă dintr-o nouă perioadă de dezvoltare, un nou plan, da? Deci e vorba tot despre o ascensiune sub o anumită formă. Și nu în ultimul rând, nouă reprezintă ciclul complet de dezvoltare al fătului în uter, după care urmează, evident, momentul nașterii. Da? Noi ne putem naște din nou acum, altfel. Evoluția practic completă și intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare. Tot ceea ce reprezenta realitatea inițială, evident, a ajuns la sfârșit. Este momentul de trecere într-o altă realitate complet nouă, care nu are nimic de a face cu cea veche și o să vedem la turnul cum nu are de a face. În Divina Comedia lui Dante, operă care mie îmi place extraordinar pentru simbolistica ei, prima parte a călătoriei inițiatice este Infernul, compus din nou cele 9 cercuri ale sale, care coboară în spirală. Cu cât eroarea este mai mare, cu atât drumul este mai îngust, dar întotdeauna este mult mai simplă alunecarea. Acest drum sfârșește invariabil cu locul în care se află Lucifer. În purgatoriu însă se urcă tot pe 9 cercuri. Aici însă, pe primele niveluri, sunt cele mai greu de străbătut. Cu cât urci mai sus, cu atât devine mai ușor, culminând cu paradisul terestru. Dar câți au determinarea de a nu renunța după prima parte a drumului? Dacă purgatoriul este depășit, ajungem în paradis cu cele 9 ceruri ale sale, unde ne transcendem practic condiția prin zbor. Analizele mi-au proaste,
Aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, o recomand la toată lumea. Ei, cei mai mulți dintre oameni se află în primele cercuri ale purgatoriului, și pentru că sunt cel mai greu de străbătut, ei preferă în cele din urmă alunecarea, unde îi așteaptă, având timp infinit, cum am spus, Lucifer. Foarte puțini sunt aceia care reușesc să atingă acel nivel de paradis terestru. Acestea sunt cei fără, îi numesc eu cei fără bagaje și greutăți în spate. Și din aceștia, doar câțiva, cei care să reușească zborul celor mai de sus dimensiuni. Ei, din această lună începe călătoria noastră și clădirea a ceea ce vom deveni dacă nu ne lăsăm, evident, transformați de ceea ce vor alții. Acesta este pusnicul, cel despre care vă povestesc, cea de-a noua arcană a tarotului, cel care a încheiat un ciclu și se întoarce la el însuși, cum spuneam inițial, pentru a se autoanaliza. Fiind ultimul din seria de cifre, anunță deopotrivă, cum spuneai și tu, un sfârșit și o reîncepere, acea mutare pe alt plan. Ei, mesajul esențial al acestei arcane este: întoarce-te la tine. Ermitul sau pusnicul este poziționat în card către stânga cu ochii închiși, semn de revizuire, introspecție, examen de conștiință, dacă vreți, a trecutului său, a vieții sale, căutare a esenței profunde a sufletului. Este un personaj solitar care a renunțat la confortul vieții materiale pentru a se regăsi pe sine însuși. El nu are bagaje cu sine, tot ceea ce are cu el sunt lumina și toiagul său. Ei, această arcană poate foarte, foarte frumos fi asemuită cu o anticameră unde sufletul așteaptă pentru a intra pe ușa destinată lui în urma a ceea ce a devenit. Pusnicul vorbește despre adevăr, autenticitate, el pleacă din lumea exterioară. Aici nu o să mai găsim măști, ispite, lupte interioare sau exterioare, întrebări, acțiune, ci doar contemplare într-un punct în care pare că timpul s-a oprit în loc, iar spațiul este doar în stadiul de potențial. Ermitul, uite, tu te jucai frumos cu cifrele mai devreme. Dacă facem, de exemplu, el este ansamblul numerelor, da? Ansamblul cifrelor. Dacă facem suma primelor cifre, 1, 2, 3, 4, așa, obținem 45. Iar 4 plus 5 este tot 9. 9, da. Deci este numărul complet al analizei totale, multiplicitatea reducându-se la unitate, la transpunerea, cum am tot spus, pe noi planuri. Să ne gândim că suntem în anul 7, da? Și să ne aducem aminte că numele lunii septembrie vine de la cuvântul latinesc septem, care înseamnă 7. Pentru că pe timpuri septembrie era cea de-a 7-a lună, da, în calendarul roman. Acum este cea de-a 9-a. Dar oare nu întâmplător acum exact în cea de-a 9-a lună avem vibrație globală 7 într-un an de vibrație 7? Ce înseamnă lucrul acesta? După tot ceea ce am spus despre această lună din punct de vedere al cifrei 9, da, 7 vine să ne impună o ultimă transformare interioară din punct de vedere spiritual. Fiind acea cifră spirituală, 7 are un ultim cuvânt de spus. Și această transformare va fi oarecum forțată. Pentru că fiecare dintre noi vom simți efectele acestea, mai ales de-a lungul anului, pe care le-am simțit și de-a lungul anului, și mai ales cei care au fost de partea umbroasă, ca să nu spun întunecată, a energiilor. Din punctul meu de vedere, luna aceasta se va desfășura sub motoul conexiunilor umane.
ne vom concentra asupra sentimentelor noastre, asupra ceea ce gândesc eu, ceea ce gândesc alții, ceea ce simt alții. Este o lună și un moment foarte prielnic pentru a aprofunda relațiile cu cei dragi și pentru a vorbi sincer despre emoții. Eu, în întâmplător, am spus mai devreme care este misiunea celor născuți în septembrie. Ei, într-o anumită privință, poate că este misiunea tuturor în această lună septembrie. Totuși, e nevoie să fim. Oamenii vor avea o anumită reticență în a-și mărturisi emoțiile, în special cei care nu au destul de multă încredere în ei. Pot fi o anumită vulnerabilitate la fraudă, la manipulare, în special la știri. Și evident, când vorbim de manipulare în știri, la jumătățile de adevăr sau anumite minciuni inserate care se pot ascunde în spatele vorbelor ce par să ne consoleze. Noi amenințări sau noi tendințe de inducere a fricii pot fi și vor fi probabil aruncate pe piață. După cum spuneam mai devreme, septembrie este o versiune mini a întregului an. Da? Mulți oameni s-ar putea să înceapă să experimenteze îndoiala față de sensul existenței lor, credința, profesia și relațiile, toate vor fi puse la îndoială și vor fi verificate, însă vom putea sau veți putea merge mai departe când se va răspunde cu adevărat la aceste întrebări interioare. Pentru că această lună este un timp de autoaprofundare, o lună filozofică, o lună spirituală, o lună în care mișcarea, călătoria, munca la distanță sunt foarte, foarte favorabile, pentru că este un moment al schimbărilor rapide. Dacă suntem deschiși acestor schimbări, putem face față cu ușurință. Dacă nu, oamenii nu prea au la dispoziție prea mult timp să gândească. Vor fi avantajați doar cei care acționează. La începutul anului, noi am numit anul 2023 ca fiind anul Revoluție. revoluționar. Mai devreme am spus că septembrie este un mini an 2023. Deci septembrie va fi schimbarea, poate nu neapărat în rău sau în bine, dar o schimbare a fi. O să fie a unor norme care erau considerate vechi, care erau considerate nesustenabile, de către cine erau considerate? De către o anumită configurație energetică, că va fi bine sau nu pentru noi, vom vedea. Însă, agenții tuturor țărilor, tuturor comitetelor, guvernelor, instituțiilor vor fi în alertă în această lună pentru a implementa pe ultima sută de metri unele directive. Pot izbucni și probabil vor izbucni, din păcate, unele conflicte armate noi pe ultima sută de metri, alte acorduri de pace se vor încheia în alte părți, unele deplasări ale plăcilor tectonice și pot face simțită prezența. Nu e nevoie să ne speriem, am zis că septembrie este un mini 2023, hai să ne uităm ce s-a întâmplat tot în acest an. Și în viața noastră, și în viața exterioară, pentru a vedea un anume rezultat. Regulile, să zicem că își pot face simțită prezența noile reguli pentru viitoarea lume aflată sub război climatic, sub război nu mai știu cu ce lucruri și așa mai departe. Toate aceste elemente în septembrie, dacă pentru voi, pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți sau pentru alții nu au fost evidente, acum vor fi mai evidente și mai spuse pe față ca oricând. Hai să vedem un pic și despre 16, care este vibrația totală. Tu ai vorbit despre 7, eu o să spun despre 16 în Păi de tarot. acolo vine 7, probabil am Da. uitat să spun, dar cei care ne urmăresc deja știu, avem luna 9, da, sub numărul 9, avem 7-2023, 9 plus 7-16 în tarot numerologie și eu în numerologie pitagoreică. Exact. Până să ajung acolo, la turn, vreau să spun un pic că numărul 16 este
definit ca, îmi place să-l definez ca impulsul, da, 1, care prin armonie sau distrugere, 6, modifică spațiul și timpul. Și ajungem la 7. Ce înseamnă asta? Fiind pătratul lui 4, el arată ajungerea la desăvârșire a unui anumit tip de putere. Însă, pericolul la orice tensiune prea mare este posibilitatea de a ceda dacă nu are o bază solidă. Revin un pic la ideea de modificarea spațiului și timpului și mă leg de ceea ce spusesem mai devreme ca atenționare. În această lună, în această perioadă de 30 de zile plus minus, la nivel energetic, tot ceea ce ține de timp și spațiu este în continuă modificare. Adică timpul se comprimă, se dilată, se comprimă, se dilată, pentru că există această posibilitate de ascensionare foarte rapidă. De asta există atâta tensiune pe Terra în acest moment, de asta păpușarii, cum îi numește Cristian, se grăbesc foarte mult și au pus atâta presiune și au introdus atâtea și o să mai introducă. O să vedem că o să mai există tendința asta de introducere a unor constrângeri, să le spunem, pentru că există niște oportunități inimaginabile pentru noi ca suflete. 16 este o furtună energetică destul de periculoasă, dacă nu ești ancorat bine, dacă omul nu e ancorat bine, îl poate strivi. Fiind imediat după arcana 15, este ca un, să zicem, un suflu al diavolului în partea cealaltă, da, în partea opusă, care încearcă din răzputeri să nu piardă pe nimeni, să nu-i scape vreun potențial lucrător. Din turn, poți cădea foarte repede în abis, înapoi în ghearele diavolului, da? 16 vorbește în această parte de umbră despre ambiții nemăsurate, despre nevoia de a urca din ce în ce mai sus în lumea materială, indiferent cât este de subțire marginea pe care calci. Însă avem nevoie să ținem minte că adevăratele comori nu se află într-o lume supusă trecerii. Da? E nevoia asta de a urca, o simțim cu toții, dar depinde unde, da? Să nu fim înșelați. Mesajul esențial al turnului este nu căuta bogății și nu clădi castele pe nisipuri mișcătoare. Ca parte pozitivă, ca poziție pozitivă, el are iluminare și este numit, în unele situații, această arcană este numită Casa lui Dumnezeu. Da? Ca și cuvinte cheie, el se bazează și aduce energie, clar viziune, predicție. Evident, ca poziție negativă este prăbușire. Hai să ne gândim un pic la turn ca și construcție. Reprezintă ascensiunea, dorința omului de a se înălța cât mai sus, cum spuneam. Însă dacă el este făcut din piatră, va fi supus distrugerii. Căci piatra, evident, la un moment dat se sfărâmă. Omul trebuie să-și aducă aminte în permanență să se înalțe în duh. Căci doar duhul este nepieritor și poate urca până la contopirea cu divinul. Omului s-a dat suflare de duh sfânt, nepieritor. El este străbătător al timpului și spațiului. Dar a găsit piatra, s-a îngreunat, s-a atașat pietrei și a vrut să-și clădească în efemer veșnicia. Când omul însă clădește cu duh, până și piatra se supune lui. Turnul este o reamintire a faptului că voința omului, dacă este diferită de voința lui Dumnezeu sau a sufletului, pentru că dorința sufletului este dorința lui Dumnezeu, că de acolo vine, a scânteii divine venite din Dumnezeu, este supusă, practic, înfrângerii prin suferință. Da? Deci dacă este diferită, evident că este supusă înfrângerii prin suferință. Ei, această arcană ne avertizează asupra faptului că dacă noi vrem să facem lucrarea diavolului în casa lui Dumnezeu, acest lucru nu va fi cu putință. Din nou mai avertizează asupra faptului că dacă noi suntem aici să căutăm stăpânirea lumii,
în loc să căutăm propria dezvoltare, propria creștere, nu ne așteaptă decât prăbușirea, căderea în lumea inferioară, indiferent de statutul pe care îl avem, rege sau cerșetor. Dacă dăm sufletul nostru la schimb cu piatra, vom pierde absolut totul. Lucrul pe care ar trebui să le știe fiecare suflet și la nivel energetic le cunoaște, doar că materia în care venim face să uităm, ne face să o luăm pe căi greșite, să intrăm în anumite energii de, mă rog, despre care n-are rost să vorbim acum. Haideți ca o concluzie înainte ca zilele favorabile, mai puțin favorabile, să vă fie prezentate de către Clarisa. Deci, din punctul meu de vedere, ca o concluzie, septembrie este o versiune la nivel micro, dar condensată a anului 2023. Așadar, așa cum a fost acest an pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre voi, așa va fi și această lună. Avem însă puterea de a vedea dacă sau unde am greșit pentru a remedia. Dar, după cum spune o vorbă înțeleaptă, nu pot schimba un om dacă el consideră că face lucrurile bine. Universul îi va da și îi va lăsa libertatea de a alege și de a culege roadele personale, mai bune sau mai puțin bune pentru el. Însă să nu uităm că pentru noi cel mai important lucru în această viață, în perioada dintre vieți, în următoarea și așa mai departe, este desăvârșirea sufletului. Nu e cale lungă până acolo, trebuie doar să vrem. Așa este. Hai să vorbim despre zilele lunii august, lunii septembrie și ce ne aduc ele. Ei, zilele favorabile din punct de vedere energetic vor fi 6, 7, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 28. Pentru începerea unei noi afaceri, 3, 8, 16 și 17. Pentru cine are nevoie de intervenții chirurgicale, cele mai benefice zile vor fi între 16 și 28. Pentru o călătorie sau o vacanță, deplasări, sunt bune zilele între 1 și 4, 11, 21, 22, 24, 27 și 30. Pentru cine dorește să facă anumite achiziții mai valoroase, sunt favorabile zilele 13, 18, 20, 25, 28, iar zile mai puțin favorabile energetic vor fi 5, 9, 12, 14, 15, 19, 23 și 29. Să ne folosim cu înțelepciune de aceste zile și să ținem cont că, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur, noi suntem cei care putem schimba energia unei zile pentru noi. Restul se pot lăsa, de cele mai multe ori majoritatea oamenilor se lasă conduși de energia zilei pentru că nu au o anumită stare de prezență. Septembrie poate fi o lună minunată, extraordinară. Acum depinde cât am lucrat cu noi. În septembrie, cum spuneam, există niște oportunități extraordinare. Totul se bazează pe noțiunile de spațiu și de timp. Septembrie, octombrie sunt și lunile care fac legătura cu viitorul nostru. Și atunci noi trebuie să avem o percepție foarte, foarte corectă asupra viitorului. Ce înseamnă percepție corectă? Să știm că indiferent ce vor întunecații să facă, noi suntem Duh Sfânt, noi suntem suflete care avem deja eternitatea. Nu e nevoie să ne-o clădim aici, ci noi trebuie aici să ne manifestăm ca și suflete. Noi am venit aici pentru a manifesta. De ce?
pentru că în eternitate noi suntem la nivel de, ne aflăm la nivel de potențial. Lucrurile astea le-am mai spus. Potențial a ce? Sunt un potențial. Cum îmi manifest această potențialitate? Venind în timp și spațiu și creând. Da? Și așa eu devin un creator, practic, la rândul meu. Deci această lună are legătură, cum spuneam, cu timpul, spațiul, potențialitatea, ascensiunea, manifestarea și indiferent de ce, repet, de ce vor să facă întunecații, pentru că evident le e teamă că își pierd sufletele pe care le au în stăpânire, noi să știm cu adevărat cine suntem, da? Să nu mai cădem în aceleași capcane în care am căzut în 2020-2021. Da, e o lună extrem de interesantă și sper să reușim să extragem fiecare ce este mai bun din această lună septembrie pentru noi ca țară. Ce ne va aduce 9 septembrie? România este în septembrie pe a depășit numărul 9, este pe 1. În ce sens? Luna personală a României este 10. Încă avem așa, decembrie, prima ianuarie, că noi ne-am născut, România s-a născut în decembrie și atunci numărăm lunile, da? Și ajungem pe 10. Marea transformare a României, practic, ar fi trebuit sau a avut loc luna aceasta, sau are loc luna aceasta în august. În septembrie noi vom face un pas. Ce pas? Vom alege o direcție. România va alege o direcție, vor fi anumite comunicate, anumite decizii vor fi luate într-o direcție sau alta, decizii care vor avea impact național. Decizii care vor avea impact la nivel de mase, la nivel poate chiar de regiune. N-aș fi surprins dacă în România se vor întâmpla, nu, să nu ne gândim la lucruri negative, da? Dar n-aș fi surprins dacă în România se vor întâmpla anumite elemente care să ne conducă să luăm decizii. Pentru că să fim serioși, ne uităm în jur și pare că tot ceea ce se numește aparat legislativ conducător al țării, nu persoane, aparatul în sine așteaptă indicații. Așteaptă indicații și apoi acționează. Așteaptă indicații, apoi acționează. Asta mă gândeam, că România n-a mai luat ea decizii de cam mult timp. Da. Va fi obligată la un moment dat să ia decizii, pentru că indicațiile care vor veni pot contravine sau pot fi în neconcordanță cu tot ceea ce până acum am considerat a fi binele țării. Și în momentul acesta vor exista anumite tensiuni. România este încă pe an 6, ceea ce înseamnă că agresivitatea va fi la cote destul de mari, ceea ce înseamnă că acea căutare a echilibrului interior, a armoniei interioare, se va baza, șasele este numărul care ține de materie, da? Partea de jos, se va baza pe bani, se va baza pe partea materială a lumii. Avem nevoie să înțelegem, pentru că în România numai despre asta se vorbește, din păcate. Se vorbește, și nu mă refer aici la dumneavoastră la canal, mă refer în general la televiziune. Se vorbește despre salarii, se vorbește despre cum s-au scumpit, cum s-au ieftinit prețurile. Nu se vorbește despre crearea unui sistem care să ajute omul să ducă o viață decentă. Cu toate că, în același timp, anumite statistici arată că foarte mulți români au o medie și un nivel de trai mult, mult superior, nu știu, celor din jurul nostru. Se observă și statisticile celor care, banilor cheltuiți în vacanțe, spre exemplu. Românii cheltuie mai mulți bani în vacanțe decât ungurii, decât polonezii, decât multe alte țări. E un număr mic de români, pentru că marea majoritate nu prea își mai fac vacanțe. Un număr mic, un număr mare, îi calculează la medie. Știi? Și atunci românii vor fi oarecum împinși să iau o decizie în această lună 1, da? Pentru România. Sau 10,
10 care vine să aducă o energie la nivel local, nu neapărat național, ci la nivel mai mare. Și vom vedea cum se va raporta România la evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. Pentru că, uite, ce s-a întâmplat săptămâna trecută prin Rusia, deocamdată putem presupune că nu ne afectează, însă ne poate afecta extraordinar de mult din punct de vedere geostrategic dacă conflictul dintre, nici nu știu cum să-i spun, Polonia și un anumit grup din cadrul Rusiei sau să fie Polonia și Rusia se va amplifica. Și atunci, evident, un anumit conflict se va extinde și România va fi cea care va trebui să preia anumite greutăți pe care țările din jur nu le pot prelua. În speță, România a trebuit să preia, spre exemplu, un tranzit de grâu, un tranzit de foarte multe mărfuri care înainte erau prin Ucraina. În fața unor forțe externe, noi avem de suferit din cauza asta. Suntem, și îmi scuzați expresia, cum se spune pe românește, băgați la înaintare în acest joc politic. Că nimeni nu dorește o escaladare a conflictului, asta este clar, nici Polonia nu dorește, dorește doar să primească ceea ce este al ei. Și este normal ca acest lucru să ceară și România, pentru că tot acest tranzit pe noi ne dezavantajează, pe agricultorii noștri și pe noi implicit ne dezavantajează. Iar Polonia nu a spus, nu accept tranzitul, a spus, bun, dar eu trebuie să fiu despăgubit. Și oamenii mei trebuie să fie despăgubiți. De asta spuneam că nu e vorba de o persoană, două, trei în România. E un întreg aparat administrativ care nu face nimic pentru că n-a primit un ordin să facă ceva. E doar părerea mea, da? Că n-a primit ordin. De mine mă interesează. Părerea mea, în luna septembrie, România va fi puternic ispitită de o anumită forță din exterior. În ce va consta acea ispită? Probabil da. Anumite lucruri legate de zona politicului, însă, din punct de vedere energetic, se fac niște implementări de-a dreptul diabolice la nivel planetar, implementări care se vor introduce și în România. Ori noi nu am acceptat, din punct de vedere moral, atât de ușor precum au acceptat alții aceste implementări. Da? În luna asta, România va fi puternic ispitită să facă aceste lucruri. Și nu cred că va ieși bine dacă cei de la conducere vor accepta să facă aceste lucruri. Eu sper că nu. Da, eu aș vrea să știu dacă România, dacă pentru noi se vede un drum. Pentru că din ceea ce ni se prezintă în fiecare zi, eu nu pot să imaginez drumul pe care noi îl vom parcurge ca țară și nu pot să văd foarte clar România de mâine, cea a copiilor noștri. Și eu am copii și voi aveți copii. Ce așteaptă? Păi, drumul pe care îl vedem în România deocamdată este umbrit de deciziile pe care ar trebui să le ia anumite aparate, nu vreau să mai dau vina pe persoane acum, să zic prim-ministru sau anumite aparate. În speță, bineînțeles, conduse de anumite persoane, dar acolo sunt destul de multe elemente la mijloc. Viitorul României este legat în foarte strânsă legătură de deciziile pe care le va lua dacă va rămâne alături de partenerii ei sau nu. Viitorul României poate fi unul extraordinar dacă va ști să își negocieze aturile pe care le are, pentru că potențialul României este extraordinar. Din punct de vedere numerologic, din punct de vedere astrologic, spun colegii noștri, din punct de vedere energetic, o spun foarte mult și parcă o simțim asta, însă se spune că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Dacă noi, ca populație, nu ne manifestăm o anumită intenție pentru ca anumite elemente să nu intre și să păteze această credință populară, fie că e ea creștină, fie că e ea morală, nu contează. Dacă noi nu ne exprimăm vocal, înseamnă că suntem părtași la aceste evenimente și atunci suportăm consecințele. Din punct de vedere numerologic, noi am făcut, cred că una, două ediții despre România, noi suntem sub incidența cifrei 8, da?
Ce ar trebui să facă un opt ca vibrație interioară? Ar trebui să fie cunoscut. Ar trebui să se facă cunoscut, ar trebui să se facă vocal, ar trebui să își exprime puterea interioară. Ar trebui să le arate altora care este puterea sa interioară. Face vreun aparat administrativ lucrul acesta? Nu prea. În ultimii 2-3 ani se întâlnesc ăștia prin Ucraina, pe noi nici nu ne bag în seamă, cu toate că avem graniță acolo și avem cel mai mare port la Marea Neagră care poate fi folosit. Nu facem. Odată, de ce trebuie să așteptăm de la ei? De ce nu facem noi? Asta zic. Noi ar trebui să ne implicăm. Avem de partea asta Ungaria care se implică în anumite acțiuni pe care, din punctul meu de vedere, nu prea o privesc. Dar e treaba lor. Foarte bine că fac. Noi de ce nu facem același lucru? Deci, din punct de vedere numerologic, din punct de vedere energetic, din punct de vedere moral și din toate punctele de vedere, ar trebui să luăm hățurile ca și oameni. Să ne asumăm responsabilitatea. Dar vedeți dumneavoastră, această responsabilitate e nevoie să fie asumată de la omul de rând. Eu care merg pe stradă și nu arunc un chiștoc sau o gumă sau mai știu eu ce pe stradă, până la omul de sus. Sus, făcând referire la scara ierarhică de a conduce România. Eu n-am treabă cu scara aceasta ierarhică, dar sunt unii pe scara asta ierarhică care au nevoie să-și asume responsabilitatea faptelor lor. Ori în ziua de astăzi, politicienii, din păcate, trebuie să o spun, se angajează. Ei se angajează la stat. Ei nu se duc acolo să schimbe lucrurile. Ei se angajează într-un consiliu de administrație numit Parlament. În momentul acela e greu. E greu ca cetățean să vrei să schimbi lucrurile. Prin atitudine se poate, prin simț civic se poate, prin raportarea, cum a spus Clarisa, la anumite aberații, la anumite devieri din toate punctele de vedere normale ale societății de astăzi, prin acceptarea lor și a nu ne spune clar punctul de vedere. Noi nu acceptăm așa ceva. Da. Sau dacă acceptăm, noi nu acceptăm manipularea și inducerea acestor lucruri într-o societate care nu le-a avut până să nu veniți voi și să le promovați. Da? Dacă omul nu s-ar mai uita la toate tâmpenile... Oamenii sunt atât de atenți. Pentru că aici nu mai este vorba că ești suficient de bine mobilat la creier sau nu, pentru că sunt lucruri simple. Dacă, cum să spun, vorbeam mai devreme despre anumite postări care sunt și pe rețelele de socializare și așa mai departe, în care ni se spune, nu, și aflăm că, nu, tu mi-ai spus înainte de emisiune, apa de izvor nu este sănătoasă. Păi, da. Să accesezi și să termale. O astfel de aberație, apa termală nu-i sănătoasă, când au fost stațiuni de sute de ani, când oamenii mergeau și se tratau acolo și își tratau anumite afecțiuni și știm că este sănătate curată. Exact. Deci, chiar mii de ani, noi am avut... Nu este sănătoasă și că nu este... Noi am avut tabăra Întâlnirea Sufletelor într-o stațiune extraordinară din România, Borsec, o stațiune unde chiar austriecii, da, pe vremuri, veneau și au catalogat apa Borsec luată din pământ cu dioxid de carbon de la mama natură, o luau, o îmbuteliau și o duceau la ei în imperiu. Acum mai nou ni se spune că această apă carbogazoasă naturală nu mai e, domnule, sănătoasă, că vin ei cu studii, cu pH-uri, cu nu știu ce. Dacii se duceau acolo, deci este o mofetă acolo, sunt anumite legende care spun că s-au vindecat oameni pentru că au ajuns în zonele respective și au stat în apă. Și oamenii așa se vindecă acolo. Da, păi să o și bei. Deci toate aceste norme, toate aceste valori vin din partea unor indivizi care se erigează în autorități în domeniu. Cu o diplomă, două, trei, domnule, omul e doctor, omul e nu știu ce, omul e nu știu ce, ok, am înțeles. Dar de ce după atâția ani, cum or fi supraviețuit oamenii din zonă? Cum or fi trăit oamenii din zonă 80-100 de ani bând acea apă? Dintr-o dată îi spui că de fapt nu e sănătoasă, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu se poate bea acea apă. Este o manipulare. Am băut apa aia, în continuare bem apa aia, care este foarte sănătoasă. O manipulare la nivel național pentru a... face ca anumite investiții să se facă doar de către investitori străini. Și ca idee, pentru că știm... Care o să ți-o vândă austriacul, o să fie sănătoasă, dar o să fie la un alt preț. Exact. Păi da, pentru că o să fie luată de aici, pusă cu etichetă de Austria, vândută tot în România și o să zică, că mamă, dar... La urmă, puțin, că ne merităm soarta. Da, corect, cu vârf și îndesat.
Adică, de ce niște lucruri pe care le știu de mii de ani, care sunt rădăcinate? Dar n-am cum să nu le știu. Acum Doamnă, nu mai cred pentru că cineva îmi fluture altceva prin față. Știți cum e? Ați reușit să-mi apăsați butoanele. Zeci de mii de români și foarte multe vedete fac reclamă Greciei, fac reclamă spaurilor din Grecia, fac reclamă hotelurilor de acolo, în condițiile în care în România, nu vorbesc de litoral, hai să-l dăm deoparte, deși este extraordinar, în condițiile în care în România avem la dispoziție nămoale, da? Și baze gratis, de atenție, gratis aproape și România baze nu are servicii. România ba nu da, are servicii. Păi nu nu are. Este normal să te duci în plin sezon, să-ți plătești un all inclusiv și să nu-ți ajungă mâncarea. Păi nu mă refer neapărat la de-aia am zis să lăsăm deoparte de litoralul. Noi am fost în Borsec și v-am spus că e o bază de tratament acolo extraordinară, cu servicii de 5 stele. Ireproșabil. Pot să mai dau exemplu despre ce vreți dumneavoastră. Am fost acum 2 săptămâni pe vârful Postăvaru și vă garantez eu, atenție, dacă acea priveliște din restaurantul care există la Postăvarul ar fi luată de către un mare influencer, nu dau nume acum, și postată pe rețelele de socializare, ai zice că este o stațiune, nu mai știu de unde, din Elveția sau din Austria, de 4-5 stele cu mii de dolari, mii de euro. Nu, e în România, e ieftină, e accesibilă, este extraordinară. N-am văzut locuri de genul acesta nici când am fost prin Europa. Dar, din păcate, uităm că e la noi în țară și atunci e de 2 lei. Nu e de 2 lei. De asta ne merităm soarta. Exact. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc știu că la Perșan, la Băile Perșani, aproape de înainte cu 5 km de Șinca Veche, există un complex micuț, modest, cu prețuri mai mult decât decente, da? Chiar mici. Se mănâncă extraordinar de bine acolo, există bazine cu apă sulfuroasă și există cel mai nămolul cu cele mai multe proprietăți din Europa, la Băile Perșani. Și este gratis, da? Intrarea acolo la piscină, la bazine, nici nu mai știu cât nu e. Nu contează, e de 2 lei. 20 de lei, nu exact. Știu cât e. Nicio da? Problemă, va veni austriacul, că omul vrea să vândă, că da, va veni austriacul, va face dita mai complexul acolo, veți plăti intrare și atunci va fi plin. De ce? Pentru că e scump. În România, când pui un lucru extraordinar de scump, se îngrămădesc cei cu bani, iar ceilalți zic, e pentru aia cu bani. Pentru că atunci când a fost ieftin, din păcate, n-am știut să-l apreciem, nu știm să apreciem lucrurile astea. Asta este trădarea de neam și de țară despre care noi tot vorbim, că în momentul în care România și românul de rând va învăța să-și respecte țara, neamurile, părinții și societatea din jur, România se va dezvolta. Până atunci, nicio problemă, mergem la alții. Din păcate, unul dintre aspectele diabolismului e prost înțeles, și anume cunoașterea care te poate face sclav. Da? Unii români, nu-mi place să generalizez, da? Unii români au cunoscut ce înseamnă să ieși într-o vacanță în străinătate. Și au avut termen de comparație. Și, hai să spunem, li s-a urcat la cap. Da? Și vin și fac mofturi înapoi în țară, că nu au ceva ce au văzut acolo. Dar în momentul în care la noi în țară găsești ceva ieftin și de calitate, găsești întotdeauna tendința de a găsi nu știu, nemulțumirea în orice. Bacă, nu știu, șezlongurile nu sunt ca acolo. Bacă, nu știu, poate servirea nu e ca acolo. Bacă. Și acolo, dacă te duci, poți să găsești, dacă vrei, poți să găsești motive de nemulțumire. Motive de nemulțumire le poți găsi oriunde. Dar important este să, dacă poți să faci ceva bun, fă. Dacă nu poți să faci ceva bun, atunci abține-te în a spune un lucru urât. Măcar abține-te. Dacă tu nu cunoșteai, ieșit în afară, nu cunoșteai ce înseamnă să ai o vacanță, nu știu, în Grecia, ca să dat exemplul Greciei, nu aveai termen de comparație. Deci omul nu știe să fie mulțumitor. Nu știe să zică, doamne, mulțumesc că, uite, am văzut și cum e acolo. Am putut să trăiesc acolo un pic. Am putut să mă relaxez acolo. Nu. Vine și aruncă cu bolovani în ce? În potențialul pe care l-a avut de a cunoaște altceva. Da? Atunci,
deja oportunitățile îi se închid și el nu înțelege de ce. De ce începe să meargă prost în viață? De ce? De ce? Pentru că el, practic, în loc să mulțumească, a venit înapoi să critique. Este adevărat. Undeva cred că ne blocăm noi, ca români, pentru că... Și asta mă gândesc la fiecare în parte, deci nu anume categorie. Nu știm să fim... Noi suntem ospitalieri din gură, așa, dar nu știm să facem lucrurile cum trebuie. Ca atunci când te duci într-o vacanță în România, avem pretenții când ne ducem afară și știm să ne comportăm, în urma noastră nu rămâne mizerie, nu rămâne, vezi că la noi e un cer vicios. Da. Tu ca și hotelier mă aștepți cu, cum să spun, niște servicii nu pe măsura banilor pe care ți-i plătesc și eu ca beneficiar îți las ca să-ți dau o plată pe măsură, îmi bagi joc și când plec de acolo îți mai rup câte ceva, mai fur două prosoape, las mizerie, stric. Omul trebuie să învețe cum se face educație. Cum se face educație? Tu nu poți stinge un rău cu un alt rău. Nu ai cum amplifici răul inițial. Da? Educația se face în felul următor. Mă duc, constat, nu mă mai duc a doua oară, las o recenzie, spun omului, uite, nu mi-a plăcut asta, da? Dar nu fac un rău mai mare. Și... Și ce-am mai auzit, Clarisa? Păi, sezonul nu durează decât 3 luni. 2 luni sunt hotelurile pline. Și păi, asta e problema. Asta este problema. Planurile de management, pentru că am fost și în domeniul ăsta, planurile de management se calculează pentru o atenuare a investițiilor într-un termen de 3, 5, 7, 9, 10 ani. În România, planurile se fac pentru o atenuare de 1, 2, 3 ani. Atenuarea investiției, care investiția ar trebui să fie pe un termen de 15 ani, pentru că românul, din păcate, vrea să se îmbogățească peste noapte, nu vrea un ceva stabil pe o perioadă destul de lungă. Însă sunt locuri care știu să-și țină clienții, sunt locuri care știu să nu dureze, unde nu durează sezonul doar 3 luni. Durează din mai, durează până în octombrie, pentru că oamenii la anul se duc din nou și din nou și din nou de drag. Exact. Acele locuri vor progresa. Tot ceea ce vedem noi pe litoral, tot ceea ce a dat faliment, este un efect al karmei. Adică asta ai dat, asta ai primit. Ai dat servicii proaste, ai avut clienții nemulțumiți. Cum spunea Clarisa, nu au mai venit a doua oară. Eu într-un loc în care am fost servit prost, pe lângă faptul că pot face o reclamație, a doua oară nu mă mai duc dacă am... Pentru că afacerea pe litoral după Revoluție n-a fost o afacere clădită pe bune și pe bani adevărați pe care i-au investit oamenii în hoteluri. Nu, s-au luat pe șmecherie, pe nimic, pe tot felul de aranjamente. Omul când nu bagă banii din buzunar munciți, nu va ști să facă lucruri de calitate ca banii să-i se întoarcă înapoi. Când zici, bă, și așa m-am luat degeaba. Da, acum cât o ieși, o ieși, că mi iese mai mult, mai puțin, oricum eu sunt în câștig. Da, da, știți care e fata? Din păcate, îmi pare rău să spun, acești oameni care sunt în spate și care cunosc acest mecanism și care îl pun în practică, mai devreme sau mai târziu vor ajunge să regrete. E adevărat, pentru noi ca și consumatori de rând, nu ne afectează cu nimic omul acela la 40 de ani, cine știe ce se va întâmpla, sau la 50. Însă, putem să-i educăm. Putem să educăm pe cine? Pe cel care ne aduce în față un hotel. Prin ce? Prin tot felul de sesizări. Dacă un om face o sesizare, nu va fi luat în calcul. Dar dacă 500 de oameni fac sesizări, dacă 500 de oameni fac live-uri, trăim într-o societate în care acum orice om poate fi o mică vedetă sau poate schimba lucrurile. Dacă 500 de oameni fac live-uri, cum spunea dumneavoastră, domnule, la hotelul cutare, la all inclusiv, s-a terminat mâncarea, ceea ce este inadmisibil. 500 de oameni să posteze în același timp și să... Hotelul a fost... Nu este voie de postare asta, a fost dat pe toate posturile de televiziune, nu s-a schimbat nimic. Ok, nu s-a schimbat nimic. Se va schimba. Hotelul acela va muri sau oamenii, dacă se duc acolo, își merită soarta dacă nu se informează. Pentru că... Renunță și pleacă în Bulgaria. Da, dar nu putem, din punctul meu de vedere... Cum este eu caracterizez pădurea după un fac. N-am cum, toată pădurea e de fac. Da? Dar dacă eu găsesc un fac strâmb, nu o să spun că toată pădurea e strâmbă. Sunt și copaci strâmbi, sunt și copaci drepți
și așa mai departe. Dar pădurea în sine este diferită. Noi am găsit locuri extraordinare în România. Sunt sigur că cei care ne urmăresc sunt dintre cei care au găsit extraordinare, sunt și din partea cealaltă. Nu spun că peste tot pe unde m-am dus eu am fost 100% mulțumit. Mi-am exprimat nemulțumirea, am rezolvat situația, am găsit o soluție împreună cu cel care am fost acolo și la sfârșit toată lumea a fost mulțumită. Exact, asta înseamnă educație, dar noi cum să mai știm să facem educație și să ne purtăm corect atâta timp cât noi nu mai facem educație nici măcar propriilor copii. Noi nu mai știm ce înseamnă a educa pe cineva. A educa nu înseamnă să faci un rău, a educa nu înseamnă să lași de izbeliște, a educa înseamnă implicare și implicare corectă. Asta înseamnă educa. Dacă noi ne lăsăm și copiii în grija, nu Așa știu, sistemului. nu am reușit, așa cum nu am știut să gestionăm atunci când toate erau, tot ce exista în țara asta erau bunuri, așa se spunea, nu este bunul tuturor. Și n-am știut atunci să ne impunem la început și să nu ne batem joc de bunurile la care și noi participasem cu muncă ani buni. Așa nici acum, uite, mă uit, e o clădire aici lângă noi, fosta casă radio care se construia pe cheiul Dâmboviței. O clădire de milioane, milioane și milioane, sute de milioane construite, a rămas în paragină, o clădire neterminată, dar care era la finisaj, adică cu un minim terminai și făceai o clădire la fel de frumoasă ca și Casa Poporului, mult mai arătoasă în sensul în care puteai să-ți deschide, adică mult mai funcțională, puteai deschide mall-uri, puteai să deschizi orice în Buricul Târgului, în Buricul Bucureștiului. Dacă, nu știu, bănuiesc că dacă cineva nu și-a putut lua un parandărât, da, din acea clădire, a rămas de izgâriște și se dărâmă, treci în fiecare zi și vezi cum mai cade o bucată din ea. Toate aceste lucruri sunt făcute cu banii noștri. Eu fac parte din generația care a muncit și a plătit impozite și a plătit taxe și s-a construit. De ce? Noi toți lăsăm ca lucrurile astea să se dărâme. Pentru că nu mai avem niciun interes, pentru că suntem preocupați de a aduna, a acumula. Exact, ce? Oamenii nu se opresc, nu-și dau un stop să zică, măi, dar eu ce fac de fapt? Pentru ce alerg atâta? Este societatea asta, ne-a împins pe un ritm atât de alert încât am uitat cine suntem, încât ne trezim după ani, câțiva ani. Nu ne mai cunoaștem nici între noi, nu ne mai cunoaștem părinții, nu ne mai cunoaștem copiii și nu știm unde s-au dus anii ăștia din viața noastră. Nu ne mai înțelegem cu nimeni și ce s-a întâmplat. Ce-am câștigat? Am Așa. Apa câștigat română. ce am câștigat. Cum am ajuns noi? Apa românească se duc bani în Franța. Gazul se duce în Austria sau unde se duce. Curentul se duce în altă țară. Deci toți banii, în urma bogățiilor noastre, se duc în altă parte. Se Se ducă, noi ne duce uităm în la altă magazin, direcție. cumpărăm mâncare din altă parte. Deci noi nu ne Da. mai decât să plătim tuturor. Pentru că s-a creat această idee de fiecare pentru el, fiecare se descurcă cum poate, este o junglă, haide să vedem cum ne descurcăm fiecare, eu poate închid ochii jumătate, tu închizi jumătate și uite așa fiecare se descurcă. Am trecut de la septembrie la durerile fiecăruia și până la urmă e într-un firesc să fie așa. E realitatea înconjurătoare pe care cred că fiecare dintre cei care ne urmăresc ar vrea să o schimbe cumva, însă trebuie să înțelegem că e nevoie să ne schimbăm percepția și se va schimba și această realitate în sensul că nu va mai fi atât de fluentă, atât de potentă asupra celor din jur. Deocamdată, din păcate, această realitate nocivă, să nu zic toxică. Această realitate nocivă încă își pune amprenta asupra generației următoare și copiii care au un potențial extraordinar de mare din punct de vedere al intelectului nu vor să meargă mai departe, pentru că vede în jur tot felul de lucruri și zice, eu de ce să fac, eu mai prost să muncesc, uite că ăla face așa, vreau și eu așa. Și e o realitate, din păcate, e Știți care e nevoie să... pericolul? Din nou, nu vrem să generalizăm. Știm și cunoaștem oameni extraordinari care
au știut că e nevoie de timp de calitate cu copilul, degeaba îi ofer de toate dacă tu nu ești lângă el. Tu ești ca un liant pentru el, ești un punct de sprijin, un punct de reper, o ancoră. Nu are cum copilul să se sprijine. Pe ce să se sprijine? Pe societate? Nu, că îl duce în derivă. Pe școală? Nu are cum. Școala îi oferă niște învățături, nu îi oferă educație, da? Noi oferim educație și da, există destui oameni care și-au crescut copiii cum se cuvine și am speranța că putem să înaintăm ca specie, ca umanitate, ca omenire. Însă, Înaintăm. depinde cum înaintăm, asta e. Despre asta e vorba. Nu lăsați copiii singuri, pentru nimic în lume, nici pentru nu știu câți bani, pentru nu știu ce job, pentru nu. Stați lângă copii, să aibă timpul ăla de calitate cu voi, pentru că dacă părintele își educă, de aia se spune cei 7 ani de acasă, asta nu se referă doar la acele valori, să spunem, strict morale, ci la clădirea în duh a copilului, da? Aia înseamnă 7 ani de acasă. 7 ani. Dacă copilul a primit educație de la familie, acel copil nu poate să fie smintit mai târziu de către societate, pentru că exact în acea perioadă se formează convingerile omului. Atunci se pun bazele. Dacă eu îi ofer copilului meu niște convingeri sănătoase, nici sistemul, nici educația modernistă, nici absolut nimic, învățământul New Ageist sau progresist nu îl poate influența, că deja are formate convingerile. Văzut un Am interviu văzut un interviu zilele trecute, care a terminat școala cu notă maximă și care spunea că pleacă în străinătate să-și facă un rost. Și întrebată de reporter dacă pleacă din considerente materiale, a spus nu. Nu plec pentru bani, plec pentru că aici nu mă simt în siguranță, nu mă simt ocrotită de niciun fel și pentru că nu mă simt dorită în România. Noi, în același timp, avem exemple de oameni care, după 20-30 de ani în care și-au făcut un rost în alte țări, cum e Germania, Franța, Marea Britanie, în ultima perioadă au făcut tot posibilul să mute ori afacerile sau ceea ce aveau în partea aceea România, ori să se retragă către România. Deci percepția fiecăruia este diferită și acum fiecare va pleca după percepțiile sale. Sunt foarte Da, mulți români dar care revin în țară. românii care fac afaceri nu sunt sprijiniți. Românii care fac afaceri, cum să spun, statul le pune biruri peste biruri. Păi și Așa logic, este. când te apuci să faci afaceri, Noi pornești de la zero și de la afaceri mici. o simțim pe propria piele. Iar firmele mari le plătesc, Pleacă le acolo. chinuie să le pună un 1% și nu sunt de acord. Așa se întâmplă când ai prea multă putere dragonului. Hrănești dragonul, hrănești tigrul, hrănești leul, hrănești pe toți și apoi te miri. Domnule, nu mai poți să-i controlezi pe ăștia. Da, pentru că te-ai mulțumit cu acei, nu știu câte, ceva ce ți s-a oferit și acum îți dai seama că ei sunt în control. E clar că acele corporații conduc țara. Asta eu te primesc la mine în casă și dacă te duci să iei un pahar de apă, da, bine, ai adus tu paharele și mi-l dai de la ghiveta mea, tu îmi ceri bani. Și nu îmi ceri bani, îmi ceri de 7 ori prețul. Da. Cine e vinovat? Eu sunt. Păi, Cine eu vă spun primi? din sincer, din proprie experiență, da? Eu am 3 activități pe care le întreprind, da? 3 locuri de muncă cu acte în regulă. La fiecare loc de muncă, pe întreprindere, pe drepturi de autor și la magazin, plătesc impozit la stat, plătesc pensie, plătesc sănătate. Și dacă depășesc un anumit prag de la anul, voi plăti de 2 ori pensie și de 2 ori sănătate pe fiecare activitate. Plătesc eu ca pensionar, nu știu ce o să-mi dea în plus la pensie, că nu o să-mi dea niciodată, îmi dau ei în plus un leu la pensie, eu de ce mai plătesc? Nu, dar eu ca o Deci, singură persoană, de ce plătesc de 3 ori sănătatea? Ar însemna că la fiecare durere în cot să vină cu elicopterul după mine, nu? La vedeți, multinaționalele să nu mai plătească nimic. eu nu mi-aduc aminte să fi văzut oameni revoltați care să ia atitudine când aceste ordonanțe, legii și așa mai departe au fost adoptate. Însă v-am zis, am văzut oameni revoltați pentru că unii au niște pensii speciale.
dar ei, când li s-a impus lor anumite lucruri, nu, dar pentru alții, să n-aibă altul. Vedeți cum e gândirea asta în România? Eu n-am nicio treabă că l-are pensia specială. Doamna aia pensie specială aș plăti unuia care s-a pus cu pieptul gol în fața glonțului să apere România. Ca idee, pe Altfel nu tine te vezi, interesează toată că lumea are specială. altul, nu te interesează că n-ai tu, nu te interesează că ești tu despăgubit ca să poată ăla să aibă. Nu Da, vezi că asta este vede pompierul gândirea. ăla are pensie specială, că riscă cu viața, riscă viața ca să stingă un incendiu. Ar trebui să aibă pensie specială. Bineînțeles. Da. Hai să vedem ce lucruri frumoase. Da? Asta așa că vine toamna și toamna nu își numără fiecare roadele, ne gândim cum ne pregătim pentru iarnă și suntem, uite, un pic mai aprinși așa de ultimele raze de soare care ne-au cam ieșit pe nas. Ultimele raze au fost așa cu călduri mai rele parcă decât, sau nu mai suportăm noi, suntem așa la un prea plin. Da, cred Am că am devenit prea sensibil sensibil la. și la frig și la cald. Să știi. Când e iarnă e prea frig, când e vară e prea cald. Da. Păi mai sunt câteva zile în care fiecare dintre dumneavoastră vă puteți înscrie la atelierul de numerologie și tarot-numerologie. În perioada 31 august-2 septembrie. Deci se va ține pe în 3 zile. 31 august, 1 august, 2 septembrie, Întâi în septembrie, 2 1 septembrie. septembrie, scuze, și 2 septembrie, în fiecare zi, între orele 18-22, în mod oficial, neoficial, poate chiar ne lungim de obicei spre ora 23, pentru că răspundem și la întrebări. Acest atelier este online. Se va desfășura pe platforma Zoom. Tot ce aveți nevoie este să instalați, dar majoritatea dintre dumneavoastră aveți, să instalați această platformă Zoom sau aplicație. Despre ce o să vorbim? O să vorbim despre casa în care locuim noi, cu tot ceea ce înseamnă fiecare număr al casei noastre, totul despre numărul casei, despre duhul casei, despre tot ceea ce ar trebui să cunoaștem. Și de ce am ajuns în acel loc, că nu întâmplător ajungem într-o anumită casă. Vom vorbi despre firmă, adresa, iarăși că ne legăm de casă, dar adresa firmei este extraordinar de importantă și vom vorbi și despre activitățile care pot fi unele mai mult, altele mai puțin făcute într-o anumită adresă. Vorbim despre anul personal și despre lecțiile anului personal, pentru că pe lângă faptul că un an personal vine cu anumite energii, vine să ne învețe și anumite lecții. Sunt ani mai voioși, ani pe distracție și deschiși către noutate, sunt ani mai conservatori care ne spun că ar fi mai bine să stăm liniștiți și să lăsăm lucrurile să decurgă așa cum e mai bine, iar noi să ne vedem de treaba noastră. Iar pe când, pe alți ani, e nevoie să acționăm, să acționăm, să acționăm, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbim despre data nașterii, ce să faci și ce să nu faci din punct de vedere numerologic și taro-numerologic, indiferent când te-ai născut între data de 1 și 31 ale fiecărei luni. Despre ultimele două numere operative, va fi singurul calcul pe care îl vom face. Ultimele două numere operative vin cu anumite elemente foarte importante pentru fiecare dintre noi. Despre testele vieții și care vin pentru rezolvarea karmei. Fiecare om are între 1 și 4 teste dispuse pe 3, 4, 2, 1 perioadă a vieții, care ne ajută să știm mai bine de ce trecem de la o perioadă la alta și de ce dintr-o dată în viața noastră, domnule, parcă s-a schimbat totul. Pentru că era nevoie, spre exemplu, poate să iei hățurile în mâini și tocmai atunci nu ai făcut-o. Și vorbim despre vârsta sufletului în Matrix, ca un precursor pentru modulul 4, vârsta sufletului în acest Matrix, nu de la creiere, pentru a vedea cât mai avem de stat prin școala aceasta numită Terra. Pentru investiția noastră este de 540 de lei pentru aceste 3 zile. Înscrierile se fac la întâlnirea sufletelor aron@gmail.com. Atenție, pentru că am mai primit mesaje și mi se spunea că nu s-au putut trimite mail-uri, după cum scrie și pe ecran, este cu I și cu A, da?
că așa este adresa de mail, nu ne dă voie să punem diacritice, da? Deci întâlnirea sufletelor împreunat cu I și cu A, nu cu I și nu cu I din A, arond@gmail.com. Dacă, sau cei care poate nu se descurcă să trimită un mail, îmi pot scrie pe adresa de Facebook, Cristian Teran, evident, un mesaj și acolo le pot da adresa, pentru că e nevoie de mail, sunt alte informații pe care le ofer pe acel mail și e mai bine să fie în această formă de mail. E ultima săptămână în care vă puteți înscrie, de fapt, cam ultimile înscrieri, ideal ar fi să fie miercuri, cred că miercuri este 30, în orice caz, 30 august este ultima zi de înscriere. Trimiteți mail și trimiți acolo toate detaliile. Da. Și bineînțeles cărțile, binecunoscutele cărți pe care toată lumea le știe, cele două de numerologie, cei care participă la aceste ateliere de numerologie nu este neapărat nevoie să le aibă, dar ar fi bine să le aveți. Și pentru cei pasionați de tarot numerologie, Arcana fără nume este un îndreptar de tarot numerologie în, din câte știu eu, că n-aș vrea să greșesc, că poate unul dintre puținele, dacă nu chiar singurul îndreptar de tarot numerologie pe numerologie karmică din România. Manualul de lucru cu sinele, am mai spus și într-o ediție Zoom, ideal ar fi ca pentru anul următor să vă mai pregătiți cu un manual, două, pentru că și anul următor vom lucra cu același manual și nu garantez că va fi același preț pe sfârșit de an, nu ține de noi, dar hârtia, după cum spuneam și în alte părți, începe să fie atât de scumpă și prețurile se schimbă de la o lună la alta. Inițiere în numerologie, noaptea alba șoaptelor negre este aproape de terminarea acestui calup și nu va mai fi tipărită, la fel cum nici celelalte cărți din seria arconților nu au mai fost tipărite, nici noaptea alba șoaptelor negre nu va mai fi tipărită, deci cei care mai doresc să o achiziționeze încă mai au timp. Cartea de poezie a Clarisei, despre care am tot discutat și am vorbit, este un balsam pentru suflet din punctul meu de vedere, iar cele două cărți care urmează să fie anunțate aici la dumneavoastră, așa că stați aproape de 6 TV, sunt în fază de finalizare, mai rămâne corectura și vom face anunțul la momentul, la momentul respectiv, când și de unde și cum pot fi procurate. Da, vă mulțumesc tare mult pentru această emisiune. A fost extrem de interesantă. Cred că luna septembrie o să fie o lună de schimbări, de energie puternică, o perioadă potrivită pentru a lua hotărâri fiecare și o perioadă potrivită pentru a ne schimba atitudinea vis-a-vis de ceea ce este al nostru și a le prețui altfel, să ieșim odată din karma asta de neam, în care ne înotăm așa de niște zeci de ani. Pentru că, așa cum ne spun prietenii noștri Clarisa și Cristian, nu putem să ne schimbăm viața până când nu facem noi o schimbare, până când nu ne raportăm altfel vis-a-vis de tot ceea ce, încă o dată spun, ni se cuvine, este al nostru. Este, tot ceea ce vedem în jur este plătit și nu sunt vorbe mari. Plătit cu sânge de părinții, de bunicii noștri. Nu ne-a dat nimeni, României nu i-a dat nimeni nimic degeaba. I s-a luat pe toate părțile și uite, singurul care ne-a dat este Dumnezeu, care a făcut așa ca România să aibă atâta bogăție, încât de sute de ani, de mii de ani să se scoată din pământul ăsta și încă să mai fie. Da. Este păcat. La un moment dat trebuie să începem să schimbăm ceva. Până nu este prea târziu. Da, încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc ca de fiecare dată să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și să aveți atâta putere încât să începe să și schimbați. Da. Foarte mulțumim și noi, la revedere!
Seară bună, mulțumesc! Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva, eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.